Duminică 9 septembrie a avut loc comemorarea masacrului de la Trezna din 1940, când au fost uciși cu sânge rece de către trupele hortiste 93 de persoane, dintre care 87 de români și 6 evrei. Evenimentul a început la monumentul din cimitir, unde s-au depus coroane și flori, unde a avut loc și serviciu religios. Evenimentul a început la monumentul din cimitir, unde s-au depus coroane de flori și unde au avut loc serviciul religios. Acesta a continuat la monumentul din centrul comunei, unde de asemenea s-au efectuat depuneri de gerbe și coroane și s-au ținut discursuri. Pe lângă oficialitățile care au vorbit, a fost prezent și domnul profesor universitar Ioan Pușcaș, care avea vârsta de 8 ani la data masacrului. Acesta a fost făcut cetățean de onoare a comunei Trezna, fiindcă împreună cu Adrian Băunescu au inițiat construirea monumentului și denumirea localităților Ip și Trezna ca localități martiri. În finalul evenimentului a avut loc parada militară.
Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pura și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă prădelejele noastre, sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Mărirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pura și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu glorile dreptilor celor ce s-au sfârșit. Odihnește, Doamne, și sufletele adormiți robilor Tăi. Văzându-i pe deși într-o viața Ta cea fericită.
la tine, iubitorule de oameni. Într-o odina ta, Doamne, unde tu sfințită și drepti se odinezi. Odinește, Doamne, și sufletele adormiți robilor tăi. Iisus, ești iubitor de oameni, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și ești Dumnezeu care le te-ai pogorât la ea și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor tăi le odihnește. Acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, ceea ce-ai născut pe Dumnezeu cu trup de sămânță, mira ce la roagă să mântuiască și sufletele adormiți robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, ne după mare mila ta. Ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea sufletelor celor din viața adormiți într-o dreaptă credință, a strămoșilor, moșilor, a părinților, maicilor, fraților, surorilor, fiilor și fiicelor și a tuturor martirilor satului acestuia. Preot Traian Costea, Danilă Garaba, Gavril Moldovan, Lazar și Aurelia Cosma, Gheorghe Buruian, Ana Sălăjan, Teodor Sălăjan, Ioan Sălăjan, Floare Sălăjan, Vasile Labo, Samoile Brumar, Maria Romitan, Teodor Indrieș, Ana Blaj, Vasile Lazar, Alexandru Dârjan, Ana Dârjan, Victoria Brumar, Aurica Brumar, Vasile Mărgăraș, Vasile Bărburaș, Ana Petrean, Anastasia Crișan, Gavrilă Băican, Floare Băican, Gavrilă Sălăjan, Ana Indrieș, Beniamin Bucovici, Ermina Bucovici, Regina Izael, Magda Izael, Veda Izael, Adolf Halin, Ștefania Weiss, Maria Bârjac, Maria Brumar, Gerasim Brumar, Nicolae Cuibuș, Ana Bota, Danilă Blaj, Ioan Bârjac, Ana Crișan, Vasile Stanciu, Gavrilă Vlaicu, Vasile Pușcaș, Danilă Ana, Ioan Dobran, Ana Labu, Ana Ghiuruțan, Petre Opriș, Gavrilă Opriș, Ana Curea, Vasile Curea, Ana Negrean, Iliana Romitan, Grigore Bârjac, Gavrilă Perneș, Vasile Blaj, Gavrilă Ionuțaș, Ioan Jurco, Ioan Jurco, Vasile Hus, Anica Lazar, Angelina Lazar, Gheorghe Sălăjan, Dumitru Blândaș, Maria Bârjac, Nastasia Pop, Maria Șandor, Șerban, Nastasia Blaj, Nicolae Bărburaș, Gerasim Bârjac, Ludovica Dârjan, Nastasia Bârjac, Nina Dârjan, Nastasia Sălăjan, Gavrilă Răcășan, Palaghia Răcășan, Vasile Buciman, Floare Sălăjan, Gavrilă Indrieș, Nicolae Brumar, Margareta Brumar, Ioan Sântămărian, Nastasia Sălăjan. Și pentru ca să vi se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Dumnezeu să așeze sufletele unei drepții, se odihnesc în sânul Avram, în latura celor vii, în împărăția cerurilor și în raiul desfătării, unde toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția celor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeu nostru, cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miloiește! Dumnezeul duhurilor și al tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, în loc luminat, în locul verdeață, loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, să odihnească. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi care s-au pomenit acum, Hristoase Dumnezeul nostru, și te slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte și prea Sfântului și Bunul de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, Părinte binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și ale tuturor sfinților, sufletele robilor săi, cei mutați de la noi, în lăcașurile dreților să le așeze, în sânurile lui Avram să le odihnească și cu dreptii să le numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, martirii care s-au pomenit acum și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire! Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea ta, cea de-a treia zi, cu harul tău l-a dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednici robii tăi să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunule împărate,
prin mine smeritul și nevrănicul slujitorul tău. Iartă robilor tăi, martirilor aceștia, tot ce au greșit ei în această viață. Și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă asupra lor în orice chip, cu care ei înși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii cele zide de tine. Că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odină de Doamne sufletelor adormiților robilor tăi pomeniți și le fă lor veșnică pomenire. În veci pomenirea lor, în veci pomenirea lor, în veci amintirea lor. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Doamnelor și domnilor, urmează intonarea imnului de stat al României. Doamnelor și domnilor, vă invit să ținem un moment de reculegere în memoria celor 86 de eroi martiri masacrați la 9 septembrie 1940 aici în localitatea Trăsnea.
Consiliul Județean Călăuș. Onorată asistență, în numele locuitorilor comunei Trăznea, vă adresăm din nou bun venit în comuna noastră. Prezența dumneavoastră aici a fost, este și va fi întotdeauna o mare onoare pentru noi. Onorat auditoriu, comemorăm astăzi împlinirea a 72 de ani de la acel septembrie de jale și umilință al anului 1940, când pentru populația românească din Ardealul de Nord, cedat Ungariei hortiste printr-un joc mișelesc de culise al dictatului de la Viena din august 1940, începea calvarul unor triști și dureroși ani. Extremismul unor hortiști a fost încurajat prin toate mijloacele și incitat la acte nesăbuite și atrocități împotriva românilor. În comuna noastră Trăznea au fost umiliți, batjocoriți și apoi omoriți 86 de copii, bătrâni, tineri și femei. Atrocitățile săvârșite atunci stau și în această zi mărturie a unor vremuri cumplite pe care unii dintre românii din Ardeal au fost nevoiți să le îndure doar pentru un singur motiv, și acela că erau români. Asasinatele în masă de la Trăznea și de la Ip, precum și din alte localități din Ardealul de Nord, vor rămâne pentru noi pentru totdeauna acte de gravă acuzare la adresa extremismului hortist manifestat în perioada aceea. Motivele acestor atrocități sunt greu de admis pentru orice om cu minte rațională și nu sunt cunoscute pe deplin nici până astăzi. Un lucru este cert, și anume faptul că autorul moral al acestora a fost groful Boy Ferenc, moșier în satul Trăznea, care a organizat o trupă de mercenari din rândul acestor extremiști din Zalău, cu care a instigat elemente din rândul armatei maghiare de ocupație și să masacreze populația pașnică din localitatea Trăznea și să incendieze casele oamenilor, casa parohială și mai cu seama celor care locuiau pe măgură, cunoscut fiind faptul că moșierul avea pământ în acea zonă. Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, drama românilor omorâți în 9 septembrie 1940 a provocat indignarea în rândul majorității populației de etnie maghiară din Trăznea, existând cazuri când aceștia, cu prețul libertății lor, au salvat viețile vecinilor și prietenilor lor români, cu care convețiau pașnic și își duceau traiul de zi cu zi, atât la bine cât și la rău. Un exemplu cât se poate de elocvent în acest sens a fost și familia domnului profesor dr. Ioan Pușcaș, care a fost salvată de la împușcare de către ucenicul tatălui acestuia, care era și ferarul satului. Noi, locuitorii comunei Trăznea, nu avem resentimente față de nimeni, îi respectăm pe toți conaționalii noștri, manifestându-ne dorința ca și la localitatea noastră să se alăture tuturor comunităților din județ și din țară, în care oamenii să se respecte reciproc, să-și respecte tradițiile și obiceiurile, să se înțeleagă în bunul sens între ei cu drag și dragoste. Ne manifestăm convingerea că evenimentele ca cele petrecute acum 72 de ani să nu se mai repete niciodată,
iar sufletele celor 86 de martiri din Trăznea să se odihnească în pace. Noi le vom păstra cu pioșenie veșnică amintire și nu vom uita niciodată nobilul lor sacrificiu, pentru că cine își uită istoria riscă să se mai repete. Vă mulțumim încă o dată că sunteți astăzi alături de noi pentru a așeza împreună cu un gând de recunoștință și o floare la căpătuiul celor 86 de martiri din Trăznea. Dumnezeu să-i odihnească! Stimați invitați, îmi face o deosebită plăcere să ne întâlnim azi aici la Trăznea, în inima Silvaniei, comună încărcată de istorie. În lupta cu năvălitorii și siliți să se mute din zone deșerți, pe dealuri, în văi sau munți, așa cum vedem că au rămas până astăzi, țăranul român a devenit prin stăpânirile ulterioare un sclav fără drepturi, batjocorit și umilit la el acasă. Spre a ne șterge urmele, năvălitorii și-au construit cetăți și fortificații exact pe cetățile daco-romane, pe care fără rușine le mai și revendică. La sfârșitul îndurărilor de veacuri, conducători de neam născuți pe teritoriul Sălajului, a Clujului, a Sărmașului, a Bihorului, Maramureșului și a întregii Transilvaniei, vor lua în propriile lor mâini destinele neamului nostru. Să fim mândri că Sălajul strălucește în istoria noastră prin Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Pop de Băsești, conducătorul luptei de rezistență a românilor și președintea Partidului Național Român din Ardeal, nemai vorbind cel care a prezidat înălțătoarea solemnitatea Unirii de la Alba Iulia. Apoi, Iuliu Maniu, o altă mare personalitate a neamului românesc, născut în Șimleul Silvaniei, unul dintre cei mai străluciți bărbați ai românilor, care a contribuit la întregirea hotarelor țării noastre și la unirea de la 1 decembrie 1918. Aș dori doar să vă amintesc, în calitate de deputat în dieta maghiară, Iuliu Maniu era atât de strălucit încât președintele dietei spunea: dacă am mai avea câțiva ca Iuliu Maniu, am câștigat toată Europa. Este un act de mândrie patriotică să amintim în acest sens pe protopopul greco-catolic Valentin Coposu din Bobota, care și-a dăruit întreaga viață luptei pentru drepturile românilor, care a fost arestat, pus în lanțuri și condamnat la moarte de către armatele bolșevice conduse de Béla Kun, fiind salvat în extremis împreună cu sora lui Iuliu Maniu, cu care erau arestați împreună, de către armatele române condusă de generalul Moșoiu. În inima Sălajului este Trăznea, cu cei 86 de români și evrei uciși în cele mai groaznice chinuri, este Ipul, unde după 5 zile de la masacrul de la Trăznea, ucigași folosind aceleași practici au omorât mișelește în miez de noapte în casele lor 157 de români aruncați, așa cum știm, într-o groapă comună. Rugăm actuala conducere a țării să sprijine această comună, să ajute la repararea monumentelor
și construirea unui muzeu al Holocaustului atât în Trăznea cât și în Ip, respectiv în cele două localități martiri. Subliniez că această comemorare nu este nici de cum o acuzație la adresa populației maghiare pașnice, cu care am conviețuit împreună. Cât privește familia mea, am chiar supraviețuit, așa cum spunea domnul primar, ci din contră, această acuzație se adresează grofului Boii Ferenc și trupelor de ucigași care au fost pregătiți de același grof pentru exterminarea populației românești din comuna Trăznea spre a deveni proprietarul tuturor pământurilor românilor uciși. Cu această ocazie aș dori să transmit și un mesaj special consătenilor noștri, precum și primăriei și consilierilor din comuna Trăznea, din partea Asociației Trăznea Sav Natal, cu dorința să vegheați la bunăstarea comunei noastre. În încheiere doresc să mulțumesc din inimă delegațiilor reprezentând foștii deținuți politici, deportați, exilați, strămutați din satul mare, Maramureș, Cluj, așa cum spuneam, ca și delegației UDMR-ului prezent aici. Le mulțumesc! Mulțumesc de asemenea Cuvintele sunt prea puține pentru a evoca evenimentele care s-au petrecut în septembrie 1940 în Trăsnea și Ip. În fața suferinței inimaginabile la care au fost supuse cele 86 de suflete nevinovate care au trecut în neființă în septembrie 1940, precum și familiile acestora, dicționarul pare dintr-o dată prea sărac. Singura vină a acestor oameni, cărora li s-a curmat viața în cel mai crud mod cu putință, a fost faptul că s-au născut români. Însă uneori, un gest face cât 1000 de cuvinte, iar prezența noastră aici și florile recunoștinței așezate pe mormântul eroilor martiri demonstrează că nu am uitat și că nu vom putea uita niciodată ce s-a întâmplat. Suntem astăzi aici pentru a aduce omagiul și respectul nostru etern pentru cei trecuți în neființă, dar și pentru a ne exprima regretul că asemenea fapte incalificabile au avut loc într-un moment istoric convulsiv și complicat, dar care nu scuză nici într-un fel aceste crime odioase care îi descalifică pentru totdeauna în fața istoriei, dar mai cu seamă în fața oamenilor pe cei care le-au înfăptuit. Acest masacru rămâne indiscutabil o rană în istorie care nu se va cicatriza pe deplin niciodată. Istoria s-a scris, din păcate, cu sânge în această zonă, în toamna anului 1940, și este de datoria noastră, a tuturor, să ne asigurăm că astfel de tragedii nu o să se mai repete. Mesajul pe care doresc să-l transmit cu toată puterea este acela că toleranța este mai presus de toate un semn de noblețe și bunătate caracteristică poporului român. Având la bază moștenirea istorică, frumusețea și potențialul turistic al zonei, sunt convins că această comunitate se va dezvolta în mod armonios, realizarea acestui lucru fiind cel mai frumos omagiu pe care trebuie să-l aducem celor care au avut de suferit pe aceste meleaguri. În realizarea acestui deziderat vă asigur de tot sprijinul instituției prefectului. În final, aș dori să mulțumesc domnului profesor universitar dr. Ion Pușcaș
pentru inițiativa, dăruirea și eforturile care le-a depus și care s-au concretizat, așa cum se cunoaște, în redobândirea statutului de comună a localității Trăsnea. Totodată, nu trebuie să uităm faptul că, datorită domniei sale și a regretatului poet Adrian Păunescu, s-a realizat acest monument care ne aduce mereu aminte de masacru ce a avut loc în Trăsnea. Acești oameni vor intra incontestabil în istorie, nu numai pentru opera lor științifică sau literară, ci și pentru contribuția lor remarcabilă la marcarea unor momente fiele și tragice din istoria poporului român. Pentru tot ce au făcut, merită recunoștința și mulțumirile noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă doresc multă sănătate și fericire. Concursul de eseuri, Eroi Sălejeni și faptele lor, se află în acest an la a treia ediție, fapt ce nu poate decât să confirme că inițiativa instituției prefectului s-a impus deja ca o tradiție în județul nostru. În ciuda tehnologiei și a internetului, elevii sălăjeni își dedică o parte din timpul lor liber să caute în istorie sau să discute cu părinții și bunicii pentru a identifica acele modele demne de urmat chiar în rândul eroilor noștri locali. Îi felicităm pe acești elevi pentru creativitatea și originalitatea cu care au abordat acest concurs și le urăm să păstreze vie această sete de cunoaștere și pe mai departe. De asemenea, vrem să le mulțumim cadrelor didactice care i-au îndrumat pe copii pentru a realiza lucrări minunate incluse în volumul care se lansează azi, într-o zi cu încărcătură emoțională aparte. Sperăm că această manifestare să crească de la an la an, prezența elevilor să fie tot mai numeroasă, iar eseurile să devină din ce în ce mai consistente. Apreciem cu această ocazie colaborarea cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, cu ajutorul căruia s-a editat și tipărit această broșură, care va fi distribuită tuturor participanților de la această manifestare. Vă mulțumim tuturor! Bună ziua! Într-o perioadă în care am început să punem la îndoială valori europene democratice, într-o perioadă în care asistăm la exacerbarea naționalismelor de tot felul, credem că acest demers al nostru, care este centrat pe elevi din județul Sălaj, merită și atenția dumneavoastră. Acest supliment, iată ajuns la a treia ediție, vorbește despre eroi ai județului Sălaj, despre oameni, mulți dintre ei în viață, oameni care au avut ceva de spus în istoria noastră. S-a spus de foarte multe ori că dacă nu ne cunoaștem istoria, se poate întâmpla sau se pot întâmpla lucruri care nu au fost de dorit. Eu vă îndemn pe toți să ne cunoaștem istoria, să ne aplecăm cu înțelepciune asupra acestei istorii și să învățăm cu adevărat ceea ce s-a întâmplat atunci. Acest supliment, cum spunea și domnul Ciocean, va fi distribuit aici la Trăsnea, cât și la IP, și va putea fi accesat și pe site-urile revistei Caiete Silvane și a instituției prefectului. Vă mulțumesc! I'm sorry.